Consider că femeile sunt, în general, ființe remarcabile. E adevărat că trăim într-o lume în care încă ne luptăm să avem drepturi egale cu bărbații, dar consider că, de fapt, natura a fost mult mai generoasă cu noi. Spun asta pentru că, deși bărbații au fost înzestrați cu puterea fizică, noi am fost înzestrate cu puterea interioară și dacă bărbații cuceresc lumea prin războaie, noi o cucerim cu farmecul nostru. Iar din punctul meu de vedere, asta este o armă mult mai puternică. Și consider că o femeie remarcabilă este o femeie care e conștientă de această putere și care își folosește această putere pentru a transforma lumea într-un loc mai bun. Se întâmplă uneori ca femeile remarcabile să devină celebre, însă de cele mai multe ori, cred că femeile remarcabile sunt inclusiv acele femei care preferă să stea în umbră și să construiască oameni remarcabili, bărbați sau femei care la un moment dat vor schimba și vor conduce lumea. E greu să vorbesc despre o singură femeie, pentru că cu siguranță au existat mai multe femei care m-au influențat de-a lungul timpului. Și voi începe cu mamele mele, cu mama și cu bunica maternă. Bunica Adriana mi-a fost mamă pentru că m-a adoptat atunci când aveam doar 8 luni. Am crescut în căsuța ei din Bucovina și am învățat să vorbesc în dulcele grai moldovenesc. Așa vorbeam când eram un copil. Iar bunica Adriana a fost într-adevăr o femeie remarcabilă. De la ea am învățat generozitatea, era o femeie extrem de generoasă, perseverența și cel mai important lucru pe care l-am învățat de la bunica mea, simțul umorului. Voi continua apoi cu prietenele mele, pentru că am prietene care îmi sunt alături de mai bine de 30 de ani. Sunt prietenele din copilărie pe care am reușit să le păstrez și sunt foarte prețioase pentru mine aceste prietenii. Voi da și nume. Mă gândesc acum la Andreea Bereclanu, care mi-e prietenă și ne cunoaștem de mai bine de 10 ani și care mă susține și mă inspiră în foarte multe momente din viața mea. Laura Coroianu este femeia care organizează cele mai mari concerte din România, dar pentru mine e prietena cea mai înțeleaptă pe care o am și de la care învăț foarte multe. O voi menționa și pe femeia care m-a descoperit atunci când aveam mai puțin de 17 ani și datorită căreia am construit o carieră în televiziune, Adriana Mironescu. Iar la final o las pe femeia care, să spunem că mi-a influențat cel mai mult viața de adult, mi-a transformat-o și m-a ajutat să am o viață conștientă, autentică. Și vorbesc aici despre Maria, despre psihanalistul meu. Da, sunt multe situații în care s-a întâmplat să mă simt remarcabilă, dar voi menționa două dintre ele. Voi începe cu un moment care s-a întâmplat în adolescența mea, un moment foarte important. Aveam aproape 17 ani atunci când am prezentat pentru prima dată în viața mea o emisiune în direct la televizor. Eram copleșită de emoții, au fost niște emoții incredibile, dar cu toate acestea am reușit să duc la bun sfârșit o emisiune de aproape o oră. Și când am terminat această emisiune, m-am simțit cu adevărat remarcabilă. Și un al doilea moment, de fapt acesta a fost începutul carierei mele, o carieră de 15 ani în televiziune. Un al doilea moment pe care îl voi menționa este momentul în care am avut curajul să las deoparte această carieră de 15 ani, am avut curajul să ies din toate zonele mele de confort și să mă dedic familiei și vieții personale, să mă dedic celor doi copii ai mei. Adevărul este că de fiecare dată când îi privesc pe Natalia și Iorgos, mă simt remarcabilă și simt că am luat o decizie foarte bună să investesc câțiva ani din viața mea în copilăria și în educația lor. Ce aduce zâmbetul pe buze unei femei remarcabile? Cred că lucrurile foarte simple, gesturile mărunte. Cred că o femeie remarcabilă a înțeles foarte bine că fericirea
e o opțiune, e o alegere și că depinde de ea însăși, nu de, de nimeni altcineva. Și atunci, da, cred că lucrurile simple. Cred că e vorba tot despre prietenele mele. Spun asta pentru că prietenele mele au ales ca domeniu ceva apropiat pasiunilor. Adică au ales să facă din pasiunea lor o meserie. Mai mult decât atât, au ales să facă performanță din meseria lor, dar în același timp, fără să neglijeze viața personală, viața de familie, adică reușesc să mențină acest echilibru. Și consider că e foarte important să existe un echilibru, consider că avem nevoie de ambele vieți, și de viața personală, și de viața profesională, ca să ne simțim împlinite și pentru ca viața noastră să aibă un sens pe toate planurile. Și atunci, da, ele mă inspiră pentru că reușesc să aibă acest echilibru. Au înțelepciunea necesară să înțeleagă importanța fiecărei părți. Stilul unei femei remarcabile, cred că nu e nimic altceva decât o extensie a personalității sale. Este o oglindire a ceea ce se află în interiorul ei. Și dacă e să vorbim de stil, cred că bijuteriile sunt foarte importante. O bijuterie poate schimba totul, la fel cum atitudinea unei femei remarcabile față de viață poate schimba totul. Adică în jurul tău întotdeauna se vor întâmpla poate și lucruri neplăcute. Ideea este cum le privești. Și atunci, la fel, și o ținută simplă poate deveni extraordinară cu bijuteria potrivită sau cu accesorizarea potrivită în general.